Bună seara, vă spunem din studioul Punctul Critic pe TVR1. Eu sunt Bogdan Muzgoci și în fiecare seară de luni până joi, pe TVR1, în jurul orei 18, abordăm subiecte care sigur vă interesează. Și în această seară v-am pregătit un subiect interesant și o să vă capteze atenția, pentru că discutăm despre cupluri, dar vă spun mai târziu toate detaliile. Până atunci vă anunț că emisiunea se vede și în reluare pe TVR1 de luni până joi, de la miezul nopții, și pe TVR Internațional de marți până vineri, de la ora 15:30, ora României. Conturile rețelelor de socializare pe care TVR1 le folosește vor fi afișate pe ecran pe parcursul emisiunii. Puteți să ne transmiteți mesaje, gânduri și poate chiar sugestii de teme pe care să le abordăm în viitor. Tema zilei de astăzi sună cam așa: de ce ne certăm în familie sau în cuplu? Oricât de mult ne-am iubit și oricât de mult ne-am respectat unii pe alții, este practic imposibil să nu apară uneori tunete și fulgere pe cerul senin al familiilor noastre. Pentru că de oameni suntem. 8 din 10 români spun că banii constituie cea mai importantă sursă de conflict în cuplu. Iar 60% dintre cei chestionați într-un studiu realizat recent susțin că discuțiile despre finanțe sunt incomode. Gelozia, educația copiilor, modul de împărțire a treburilor casnice, ingerințele părinților sau rudelor în educația copilului sau în cuplu sunt și acestea motive frecvente de dispută. Statisticile arată că rata divorțurilor este în continuă creștere în multe țări, iar numeroase cereri de consiliere maritală sunt legate de astfel de neînțelegeri în cuplu. Într-un alt studiu, peste 50% dintre cuplurile intervievate au recunoscut că s-au certat cel puțin o dată pe săptămână, iar mai mult de 30% dintre divorțuri apar din cauza unor neînțelegeri și conflicte nerezolvate. Într-un moment din evoluția societății în care familia și armonia acesteia sunt mai importante decât niciodată, este momentul să identificăm și să ne explicăm principalele puncte critice pe care le are de depășit familia modernă. De ce apar certurile în familie? Cum le soluționăm și ce ne ajută să traversăm cu bine peste aceste perioade? Care sunt urmările pe care le pot avea conflictele repetate și nerezolvate? Este sănătos să evităm confruntările într-o tăcere plină de frustrare sau le putem transforma în instrument de îmbunătățire a echilibrului în familie? Este esențial să știm când să ne oprim într-o ceartă și să căutăm modalități de a dezamorsa tensiunile într-un mod constructiv. Noțiunile precum ascultarea activă ne sunt multora dintre noi străine. De ce? Vom afla astăzi. Când să cerem ajutor și consiliere? Când prea mult e prea mult și gata? Cum ajungem la o comunicare sănătoasă în familie? Încercăm să deslușim toate aceste fațete ale vieții de cuplu în ediția intitulată astăzi: De ce ne certăm în familie? Invitații mei din această seară sunt profesor universitar Elisabeta Stănciulescu, sociolog și coach. Bună seara! Bună seara! Iulian Băbătie, psiholog clinician. Bună seara! Bună seara! Și co-moderatorul emisiunii Punctul Critic de astăzi este Maria Cheriță, jurnalist TVR, prezentatoarea telejurnalului matinal. Bună seara! Bună seara! Bun, suntem adesea martorii unor relații eșuate, în care excesele duc la tot felul de manifestări nefirești. Unde este limita între normalitate și patologie? Cum prevenim și cum gestionăm conflictele din cuplu? Sunt întrebările pe care și le pune oricine. Începem dezbaterea de astăzi cu un caz mediatizat și de colegii noștri de la știrile TVR. Un bărbat de 39 de ani s-a dat drept curier și a pătruns în casa fostei iubite. Supărat că femeia l-ar fi înșelat, bărbatul a agresat-o fizic, în ciuda faptului că fosta parteneră avea un ordin de protecție împotriva lui. Femeia a reușit într-un final să fugă și să-l închidă pe agresor pe balcon. Bărbatul a amenințat că se sinucide dacă echipele de intervenție ajunse între timp la fața locului forțează ușa. După aproape 15 ore, agresorul a fost scos demascat din apartamentul fostei iubite. Ea și-a obținut un ordin de protecție pentru că vrea să schimbe la un anumit moment relația. Ordinul de protecție l-a obținut foarte simplu, cum se obține foarte simplu un ordin de protecție ziua de astăzi. Cu două întrebări: dacă se simte amenințată, dacă sună telefonul cam des, și răspunsurile erau da.
Este adevărat. Am lovit-o după ce dânsa a spus că de ce mă lovești, nu mai da mine, fără ca eu să o lovesc. Mai mult decât atât, o iubesc. Gestul său îl va costa extrem de scump. În urma plângerii formulate de femeia de 33 de ani, bărbatul este acuzat de încălcarea ordinului de protecție, lipsire de libertate, violare de domiciliu, violență în familie și viol. Am reușit extragerea bărbatului în condiții de siguranță după mai bine de 14 ore de cercetări. Au depus toate diligențele și au depus eforturi pentru a putea să-l determine să renunțe la sinucidere în cazul în care avea de gând, pentru că așa se pusese problema inițial, și să-l determine să iasă din imobil. Acesta a refuzat în mod constant. Bărbatul a fost condus la postul de poliție Chitila pentru cercetări și declarații, iar ancheta este desfășurată sub supravegherea unui procuror. Da, astfel de cazuri sunt cumva momentul culminant al unor probleme nerezolvate în timp și trebuie să înțelegem cum se ajunge acolo. Asta încercăm să facem astăzi ca să nu ajungem și noi într-o astfel de situație. Credeți că există cupluri perfecte care nu se ceartă niciodată? Să ne scrieți pe conturile noastre de social media, dar o să-i întreb și pe invitații de astăzi. De exemplu, pe domnul psiholog, există cupluri perfecte? Este cuvântul perfect în sine, este greu de atins. Perfecțiunea nu există și cu atât mai mult în relații nu există lucrul acesta. Certurile, ca să vă răspund temei direct, sunt inerente vieții de familie, vieții de cuplu, apar și sunt de cele mai multe ori pot fi constructive și pot duce în relația respectivă la găsirea de soluții care salvează relația, care ajută relația să devină mai bună, mai matură, duc la o comunicare eficientă. Ce am văzut mai devreme în acel reportaj al dumneavoastră, vorbim deja de o patologie probabil, vorbim deja de un caz în care deja rolurile sunt foarte mult încălcate, în care unul dintre parteneri intervine cu violență, cu forță, în care este impusă doar părerea unuia dintre ei și, în mod evident, autoritățile sunt cele care trebuie să intervină. Și până la urmă vorbim totuși despre un caz în care deja nu mai vorbim de o ceartă, nu mai vorbim de argumente. Vreau să cred, legat de întrebarea ta, cuplu perfect, din umila mea opinie, nici eu nu cred că există, însă cred că pot exista conversații constructive, sigur, care pot fi și în contradictoriu. Doamna profesor, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră cum priviți această situație și poate să ne îndreptăm atenția până ajungem la conflict, care sunt motivele unei dispute, să-i spun așa, în cuplu, care sunt cele mai frecvente motive de unde se iscă aceste dispute în contradictoriu. Asta deja câteva în filmulețul cu care ați început. Banii sunt unul dintre acele motive. În general, în studiile mondiale, cele mai importante sunt obișnuințele, diferențele de obișnuințe, pentru că cele mai multe situații tensionate se nasc din mărunțișuri din viața cotidiană. Apoi banii și sexul, iar eu aș adăuga, cel puțin pentru populația românească, copiii acolo unde sunt copii. E o iluzie aceea că un copil ar suda un cuplu care nu funcționează. Dacă un cuplu nu funcționează, copiii pot să facă și mai rău în cuplul respectiv. Însă eu aș face o diferență între câteva noțiuni. Vorbim despre ceartă. Întrebarea e ce înțelegem prin ceartă când vorbim despre o ceartă reală. Și atât cât am observat eu, oamenii tind să se ducă la două extreme. Una este aceea în care absolut orice diferență de opinie, de opinii, e considerată ceartă. Dacă tu ai o opinie, eu am alta în legătură cu o problemă, atunci înseamnă că ne certăm când discutăm despre lucrurile acelea. Asta este una dintre greșelile foarte mari, pentru că asta îi face pe foarte mulți oameni să evite astfel de conversații.
Și atunci apar foarte multe probleme de acolo. Diferențele de opinii sunt normale, e absolut normal să ne așezăm și să spunem părerea mea este că, părerea ta este că, și să cântărim. O altă greșeală pe care o fac foarte frecvent oamenii în aceste situații este aceea că abordează problemele tensionate în situațiile cele mai tensionate ele însele. Te enervezi și în mașină avem diferențe de opinii pe o chestiune și discutăm în mașină. Sau discutăm peste umăr, eu stau la calculator și lucrez ceva, tu vii și îmi spui și facem asta peste umăr. Prima recomandare pe care le-aș face eu tuturor oamenilor ar fi ca ori de câte ori există o diferență de opinie importantă pentru dinamica cuplului, să se așeze la masă, pur și simplu, în așa fel încât să se poată privi unul pe celălalt și să discute așezat. Și cred că a spus punctul pe I în momentul de față, când a spus o discuție importantă. Dar cum se vede de o parte și de cealaltă parte, da, o discuție importantă? Și aici îmi îndrept atenția către dumneavoastră, domnule psiholog, pentru că probabil de aici intervin aceste diferențe în opinie. Adică poate ce este important pentru mine, poate nu fi important pentru partenerul de cuplu. Psihologia relațiilor, prin John Gottman, unul dintre cei mai importanți psihoterapeuți la nivel mondial, face o diferențiere între conflictele care vin și discuțiile care vin din aspecte ale vieții cotidiene, cum a spus dumneavoastră, sunt mici neînțelegeri care țin de sexualitate, țin de stil de parenting, de bani, de lipsurile financiare, care creează o parte de discuții și o altă parte cea provocată de diferențele de valori, o diferență axiologică. În momentul în care între noi doi în cuplu apar diferențe de valori, diferențe filozofice care cumva ne direcționează viața într-un anumit sens, atunci sunt acele certuri și acele discuții care sunt profunde și pe care este bine să le rezolvăm. Celelalte la care vă referează dumneavoastră pot fi rezolvate stând la masă și în momente din punct de vedere contextual potrivite, propice discuțiilor respective. Însă cele profunde sunt cele care au nevoie poate de un apel la psihoterapie, la coaching, la persoane care pot fi lângă noi și ne pot ghida în găsirea sensului și în găsirea și punerea la oaltă a valorilor pe care le avem unul lângă celălalt. E o problemă atunci când certurile acelea devin frecvente și când ele generează o situație de tensiune persistentă în cuplu. Dacă pe 2 săptămâni, 3 săptămâni, tu simți că ai o situație de tensiune în cuplu, nu mai sta acasă, du-te fie la un coach, fie la un psihoterapeut și discută lucrurile acelea ca să găsești soluții. Pentru că așa pleacă spirala către situațiile nedorite, cum a fost aceea pe care ați difuzat-o la început. Domnule psiholog, de ce fug încă românii de ideea de psiholog? Eu am avut discuții cu oameni care, prieteni, apropiați, familie, am văzut că aveau niște probleme pe care ar fi trebuit să le rezolve cumva cu sprijinul din exterior, cu sprijinul unui specialist. Și mi s-a spus, dar ce mă crezi nebun? Mă duc eu acum să mă tratez la cap? Lasă acest că știu eu ce fac. Acest mit care trăiește printre noi, dacă te duci la psiholog, înseamnă că ești nebun. Mm-hmm, nu se face diferența. Să nu generalizăm și să înțelegem că oamenii care merg la psihiatru sunt nebuni. Mm-hmm. Cred că asta este oricum un mit pe care trebuie să-l demontăm cu totul. Sigur. Dar în cazul acesta mai cu seamă când... Este o precizare pe care voiam să o fac și eu, pentru că psihologia și psihoterapia nu se ocupă numai de partea de patologic. Se ocupă și de partea aceasta de probleme de viață care nu sunt din zona patologică. Probleme, neînțelegeri pe care le avem, stil de parenting și îmbunătățirea relației noastre cu noi înșine, nefiind din zona de patologic sau din zona de personalități, trăsături de personalitate augmentate care pot fi manifestate în felul acesta, narcistic, antisocial și așa mai departe. Și asta ar fi o diferență pe care aș vrea să o fac. Cea de-a doua diferență și precizarea ar fi că atunci când vii într-o psihoterapie, este foarte posibil ca soluția pe care cei doi o
o găsesc, să fie chiar despărțirea. Uneori despărțirea este soluția pe care partenerii care vin în cuplu, în psihoterapie, o găsesc ghidați de psihoterapeut. Psihoterapeutul este doar cel care creează un cadru, creează un mediu care este sigur, care este conținător pentru cei doi, iar ei găsesc soluțiile. Expertul nu este psihoterapeutul, expertul este, sunt cei doi care vin. Este, da, există și situații în care mulți pacienți vin și își doresc să afle de la psihoterapeut care este calea pe care ei trebuie să o aleagă. Practic își doresc ca cineva să vină să le spună: domnule, nu e bine să stai lângă persoana asta, îndepărtează-te. Da. Sau acum cred că ar fi momentul să vă despărțiți. Sunt oameni care și caută soluții și concrete. Le obțin vreodată? Psihoterapeutul, din punct de vedere deontologic, nu poate să ofere soluțiile de-a gata. Fiecare va găsi soluția pentru el la momentul potrivit, punând întrebările și trecând prin situațiile necesare, astfel încât să aibă experiența respectivă. Un psihoterapeut care respectă lucrul pe care îl face și respectă clientul nu o să facă lucrul acesta. Nu o să dea sfaturi de gata, nu o să ofere decât cadrul în care clientul poate să crească, să găsească soluții în cuplu sau de unul singur. Doar aceasta este direcția. Și mă întrebați dumneavoastră și nu v-am răspuns, de ce nu merg oamenii la psihoterapie și de ce nu apelează încă? Pentru că din punct de vedere cultural încă este o presiune, este o etichetă pe care o punem între patologic și ce este firesc și am putea să discutăm. Pe de altă parte, suntem crescuți din punct de vedere emoțional diferit și există segregarea aceasta și clivajul acesta de gen, în care fetele sunt mai emoționale și sunt încurajate să exprime emoțiile. Băieții nu sunt lăsați să facă lucrul acesta. Nu ai voie să plângi. Băieții nu plâng. Băieții, dacă se lovesc sau suferă ceva, nu își exprimă emoțiile. Și toate lucrurile acestea creează o obișnuință și creează niște așteptări de la noi înșine și ale societății de la noi înșine, care ne fac să jucăm niște roluri în societatea și în grupul din care facem parte și ne pun uneori piedici. Și astea sunt clar niște consecințe pe care le rătrăim cu toții. Necunoașterea de sine, cred eu, că aduce foarte multe probleme pentru fiecare și în fiecare relație. Aș vrea totuși să ne întoarcem acum puțin la cauze și să vorbim poate la gradul în care se ajunge la ceartă. Vorbim aici despre oameni care și cupluri care până la urmă trăiesc cu părinții, așa cum vorbeam și mai devreme, probleme financiare. Aș vrea să vă adresez o întrebare amândurora până la urmă. Care sunt cauzele pe care dumneavoastră le-ați identificat în cariera dumneavoastră profesională de-a lungul timpului și ce se întâmplă dacă ați văzut vreo anumită frecvență mai mare pe o anumită speță? O să vă las pe dumneavoastră să răspundeți. Okay. Eu iarăși aș face o distincție între termeni. Am vorbit mai devreme despre motive, acum vorbim despre cauze. Motivele pe care oamenii le invocă sunt una, cauzele sunt altceva. Și am dat o imagine, poate reușiți să o puneți pe ecran, pentru că ne ajută foarte mult. Ne gândim acum poate la realitate, pentru că dacă eu vin și spun... Da, stați liniștiți, nu voi face un curs acum academic, însă e o imagine care ne poate ajuta. Despre realitate vorbesc și eu, dar despre realitatea care nu se vede. Doar uitați-vă pe acest ecran și veți vedea cât de complexă este cauzalitatea comportamentelor umane. Adică o simplă răbufnire este doar vârful icebergului. Da, când spunem ne-am certat din cauza părinților, ne-am certat din cauza banilor, ne-am certat din cauza, eu mai știu ce alte motive, de fiecare dată sunt implicate foarte multe elemente, foarte multe piese de puzzle care se combină între ele și asta iarăși ar fi o recomandare pe care eu le-aș face oamenilor. Pentru că greșeala aceasta de atribuire e din cauza ta, din cauza lui X, generează mai mult conflict decât rezolvă. Și atunci, cea mai bună soluție, atunci când îți vine în minte, tu ești din cauza ta s-a întâmplat asta, sau din cauza lui X s-a întâmplat asta, doar respiră și amintește-ți, cauzalitatea e foarte complexă, probabil că s-a întâmplat și pentru că eu eram obosit în momentul acela și n-am putut procesa informația suficient de bine. Poate că erai tu obosit în momentul acela și n-ai putut procesa informația. Poate că ai
niște nevoi nesatisfăcute, cauza profundă acolo este. Sunt fie nevoi nesatisfăcute, pe care oamenii le exprimă prin ceartă într-un fel sau altul, și în coaching, probabil că și în psihoterapie, oamenii sunt ajutați să-și înțeleagă nevoile profunde care îi împing să facă una sau alta și pe care nu le pot identifica singuri. Și o a doua cauză, un al doilea element foarte important, e proiecția, e idealul cumva, ce-ți dorești, cum vezi lucrurile la modul ideal pentru tine. Iarăși e o foarte mare... E un iluzionism social, îi zic eu aici, foarte puternic. Mai ales femeile pleacă în căsnicie cu foarte multe iluzii și de acolo se nasc foarte multe ciocniri. În viața reală e altceva decât iluziile cu care pleci. Replica aia nu mai ești ca la început. O aude toată lumea, cred că la un moment dat în viață. Ce înseamnă asta? Ce fel de iluzii? Care sunt exemplele? Iluzii în legătură cu căsnicia sunt foarte multe. Una dintre iluziile cele mai frecvente este aceea că femeia ar putea schimba bărbatul. El nu e săracul așa cum mi-aș fi dorit eu înainte de căsătorie. Dar cu siguranță eu voi reuși cu iubirea mea să-l schimb. Pentru că ne asumăm noi de cele mai multe ori femeile rolul de salvator, nu? Da, și asta este. Îl schimb, se va schimba. Poate că atunci când vin copiii se va schimba. O altă iluzie foarte frecventă este aceea potrivit căreia o căsnicie, o familie ar trebui să acopere toate nevoile profunde ale oamenilor. Când spun nevoi profunde, nu mă refer la bani, la lucruri materiale. În nevoile acelea profunde de apartenență, de securitate, de atenție, de semnificație, să te simți important pentru celălalt. O mulțime de nevoi de tipul acesta avem, iar oamenii își imaginează sau așteaptă ca relația lor de cuplu să le satisfacă toate aceste nevoi. E imposibil. Nici o relație umană nu poate să satisfacă toate nevoile. Ați spus un lucru foarte interesant, anume schimbare. Un cuvânt cheie în această discuție, zic eu, și mi-i îndrept atenția către dumneavoastră, domnule psiholog, pentru că aș vrea să poate ducem discuția și în direcția atașamentului, stilului de atașament. Pentru că până la urmă, dacă avem niște atașamente, stiluri de atașament care se combină foarte bine și apasă acolo niște butoane, nu știu cum se mai întâmplă schimbarea asta, care oricum pare aproape imposibilă. Este stilul de atașament o cauză de conflict? Cu siguranță este o cauză de conflict și mă bucur că ați formulat întrebarea în felul acesta. La baza certurilor, de cele mai multe ori, stă nevoia noastră de a fi înțeleși de către celălalt, cel cu care suntem în relație. Și de multe ori, cei care ajung în psihoterapie vin cu dorința aceasta de a-l schimba pe celălalt sau de a-i impune adevărul așa cum văd ei adevărul sau de a-i impune povestea despre viață și despre relație așa cum au înțeles-o din inconștientul colectiv poate aleasă sau din proiecția aceasta pe care familia o pune asupra noastră în creștere. Teoriile atașamentului spun că din punct de vedere evoluționist, copilul înmagazinează modalitatea de raportare la figurile de atașament din viața lui în primii 2 ani de viață. O face inconștient și toate experiențele pe care le acumulează copilul în acești 2 ani se duc direct în memoria implicită, cea pe care, la care nu avem acces, dar ne face să acționăm în anumite modalități de neînțeles. Și de foarte multe ori, alegerea pe care o facem în relațiile pe care le avem este una contraintuitivă. Încercăm să găsim în persoana pe care o alegem persoana părintelui, a mamei sau a tatălui, care ne-a făcut nefericiți la un moment dat sau poate ne-a rănit la un moment dat și încercăm să reparăm inconștient relația respectivă, ducându-ne în astfel de relații și după ce trece iubirea romantică, pentru că a spus dumneavoastră mai devreme legat de faptul că nu mai ești ca la început. Vă referiți la perioada aceea de 2-3 ani în care este prezentă iubirea romantică, în care îndrăgostirea este prezentă și din punct de vedere biochimic se secretă la nivelul creierului atunci o substanță
amfetamină, feniletilamină, dacă mi-aduc aminte bine, care și oxitocină și vasopresină, care sunt neurotransmițători și hormoni, care creează dorința de apropiere sexuală, care creează sentimentul acela de fluturi în stomac, de îndrăgostire. În acei 2-3 ani nu funcționă foarte bine și atenția noastră nu este canalizată către altcineva. Toată atenția este către partenerul de către care a mers. Ei bine, după 2-3 ani, când creierul nu mai poate secreta substanțele respective, ne dăm seama că cel de lângă noi nu este ce ne așteptam să fie. Că așteptările noastre au fost cumva înșelate și încercăm să schimbăm. Fie să îl aducem pe el procustian, să-l punem în pas, să-l aranjăm așa cum ne-am dorit noi, fie să-l ducem, dacă el se opune și apar discuțiile, fie să-l ducem în într-o terapie, într-un coaching, undeva unde poate găsim soluțiile să fie așa cum ne dorim noi. Și atunci ne îndreptăm către iubirea matură sau ne îndreptăm către lupta de putere. Terapia Imago vorbește despre modalitatea aceasta în care ne direcționăm atenția către anumiți parteneri și cum figura de atașament din copilărie ne face să alegem, de multe ori poate greșit. Dar chiar dacă alegem din punctul acesta de vedere, putem să creștem în alegerile pe care le facem și putem să învățăm din experiențele probabil și alegerile pe care le facem. Probabil este important ca și în perioada aia de 2-3 ani când, să zic așa, că poate suntem drogați și neurotransmițătorii nu sunt acolo cum trebuie, este important să învățăm să ne certăm. Cred că și asta este o variantă. Este esențial să învățăm să ne certăm și certurile ne pot face să devenim mai buni, mai conștienți de noi, să argumentăm mai bine, să ne folosim elocința atunci când dorim să spunem ceva și aș spune că discuțiile în certuri constructive pot aduce echilibru în relație pentru că ele sunt foarte importante pentru creșterea relației și maturizarea ei. Așa este, cearta nu este neapărat rea, o spun și colegii noștri, și nu aduce neapărat despărțirea. Tot astfel, absența conflictului nu garantează longevitatea cuplului. Nu vă păcăliți, rămâneți cu noi. După publicitate, vedem împreună cum tratăm conflictele în cuplu în mod constructiv. Afirmat fără ocolișuri sau păstrat în mare taină, mai toți ne dorim să cunoaștem partenerul care ne înțelege și echilibrul unei relații stabile. Puțin dețin însă secretul unei relații sănătoase, frumoase și de lungă durată. Vedem mărturile unor soți care sunt parteneri într-o cursă lungă deja de 58 de ani. Spiridon și Maria Păslare vor împlini 58 de ani de căsătorie. La 86, respectiv 79 de ani, cei doi spun că se simt energici și plini de viață. Iar evenimentul le-a adus multă bucurie în suflet, mai ales că nu se gândiseră că iubirea lor va fi premiată. Sunt originari din Republica Moldova, unde s-au cunoscut în timpul studenției și, la scurt timp, s-au căsătorit. Înțelegere, răbdare, da, uneori și iertare, că bărbații alea acum iau razna, știți? Eu altceva să cot, că răbdarea bărbatului trebuie să fie mai mare. Câteodată caut un pic de ceartă sau de gălceavă ceva. De gălceavă. Nu le convine. Eu o fac, cum spune pe chinezul, mă fac că n-aud sau da din nu, dacă ceva ies. Premiera a avut loc la evenimentul național anual Săptămâna Căsătoriei, prin care Asociația Marriage Week România își propune să promoveze căsătoria în rândul tinerilor. Orice fată își dorește o zi în fața familiei și a prietenilor, care de fapt asta spune căsătoria, în care acel bărbat vine și spune: dintre toate femeile de pe lumea aceasta, am ales-o pe ea. Și ea spune la fel: dintre toți bărbații de pe lume, aleg să-mi trăiesc viața cu acest om. Astfel de cupluri longevive reprezintă un model pentru tânăra generație, în contextul în care rata divorțurilor a crescut semnificativ în ultima perioadă. Marriage Week este o sărbătoare internațională a familiei, inițiată în Marea Britanie în 1997 și celebrată anual în luna februarie în peste 25 de țări, printre care și România. Cum gestionăm conflictul, doamnelor și domnilor,
De ce ne certăm în familie? Tema emisiunii noastre de astăzi. Eu vreau să știu dacă cei doi pe care am văzut în materialul respectiv s-ar fi certat vreodată, s-ar fi fost vreodată la cuțit, aproape de despărțire. Nu? 58 de ani. Da. Probabil că au fost, poate nu la cuțite, pentru că este foarte posibil ca mediul în care trăiesc să impună un anumit tip de comportament în ceea ce privește relația. Nu ieși din relație, indiferent de ce se întâmplă în relația respectivă. Nu este cazul celor doi, păreau foarte fericiți și cu siguranță vor fi trecut prin momente de conflict, poate nu foarte grave, dar există în societate tendința aceasta de a impune cuplurilor cât să stai în relație și când să ieși din relație. Din punct de vedere sociologic, vedem acum, și ați menționat dumneavoastră la începutul emisiunii, faptul că sunt mai multe divorțuri, pentru că trăim o individuare, trăim mai singuri acum și suntem capabili de a ieși fără a mai primi judecata de valoare din partea societății de care aparținem. De aceea, cred că acum avem mai multe divorțuri, nu pentru că acum suntem mai neapărat, mai avem mai multe conflicte sau suntem mai nefericiți, ci pentru că acum nefericirea respectivă poate fi transformată într-un divorț, într-o ieșire din relație și într-o căutare de altă relație care e mai funcțională, care e mai potrivită, care corespunde figurii de atașament de care vorbeam mai devreme. Dar oare se renunță prea ușor? Adică mă gândesc că avem ceartă, pe urmă avem conflict. Vorbim ce de se nuanțe întâmplă acum? Adică există, poate atunci vorbeam de mai multe soluții pe care amândoi le căutau, acum vorbim de mai puține soluții. Cam cum simțiți scena, să zic așa? Și aici o să vă întreb și pe dumneavoastră, doamna sociolog. Reiau ideea aceasta de context social în care funcționează un cuplu. Niciun cuplu nu funcționează doar el rupt de contextul social, iar contextul social s-a schimbat foarte mult. Eu sunt foarte precaută când văd astfel de cupluri care au o vârstă venerabilă și care vin și spun cât de fericiți sunt la vârsta aceea și par foarte mândri și foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă acolo. Realitatea vieții e cu totul alta, zice sociologul din mine, care e foarte realist. În spatele acestei longevități stau foarte multe compromisuri, cu siguranță foarte multe situații de conflict, cu siguranță foarte multe chiar situații extreme de conflict, doar că societatea respectivă avea alte instrumente ca să, n-aș zice ca să rezolve, ci ca să îi preseze pe cei doi să nu se despartă. Adică societatea în trecut punea mai multă presiune pe un cuplu care ajungea la divorț, pentru că o femeie care pleca dintr-o căsnicie cu unul sau doi copii era mai greu acceptată. Sigur. Zice chiar poate rușinos din ce am mai auzit. Sigur, era rușinos, asta este clar. Era o foarte mare rușine și mai ales pentru femei. Șansele ca o femeie să-și refacă viața după o astfel de situație erau foarte mici. Pe de altă parte, în mai puține cupluri femeile erau independente financiar. Da, și atunci și acum sunt foarte multe cupluri care rămân împreună din cauza asta, apropo de cauze. Eu n-aș vorbi doar despre cauzele de ceartă, ci și despre cauzele care îi fac pe oameni să rămână împreună, deși se ceartă continuu. Ei spun că pentru copii. Știți că e replica a rămas împreună pentru copii. Cât de realist? Iarăși sunt foarte rezervată la o astfel de motivație. Atunci când discut cu femeile, femeile sunt acelea care spun cel mai des asta, uneori și bărbații, dar mai ales femeile, când discut cu ele, eu mă uit în ochii lor și le spun, ok, suntem între noi două aici, hai să fim foarte oneste până la capăt. Și a spus vreuna, e milionar, cât dar rămân pentru copii. Cât sunt? Nu, pentru că abordarea mea e una complexă, ați văzut-o în imagine, le e mai ușor să spună, da, se împletesc mai mulți factori aici, există și copiii categoric acolo, dar sunt mult mai mulți factori și e foarte greu de decelat cât e faptul că e în interesul tău să rămâi acolo și ți-e mai confortabil să rămâi acolo, pentru că rău cu rău, dar mai rău fără rău, nimic nu e mai rău pentru oameni decât necunoscutul.
Și mai bine trăiești cu răul pe care îl știi, da, decât cu răul pe care îl duci. Necunoscutul îi sperie și, pe oameni foarte tare. Și aduce și anxietate, dar și pentru copii până la urmă. Pentru că dacă este o relație de cuplu, doi părinți care se ceartă constant, este absolut clar că și copilul va avea de suferit. Sunt foarte multe studii care arată că e mai bine pentru copii ca cei doi să se separe. Important nu e că se separă. Important e cum se separă. Exact. Și tocmai acest... Și felul, și felul în care se separă, dar aș vrea să mă întorc un pic la ce a spus mai devreme, pentru că o relație de 58 de ani, așa cum i-am văzut pe distinși domn și doamnă din materialul de dinainte, a spus că este vorba despre foarte multe compromisuri. Îmi permit să adaug că este vorba și despre foarte multă muncă. Îmi îndrept atenția către dumneavoastră, doamnă psiholog, cât de mult trebuie să muncim pentru o relație atât de lungă? Pentru a evita până la urmă conflictul. Cearta poate să existe. Nici conflictul nu l-aș evita. O să vă răspund cu o statistică făcută tot în Statele Unite pe populația de acolo. Se pare că în interiorul unui cuplu avem 69% lucruri pentru care nu o să fim niciodată de acord și 31% lucruri pe care putem să fim de acord, sunt valori în comun, sunt lucruri pe care decidem să le facem împreună. Vă dați seama care este ponderea, undeva la 1-3, lucruri pe care nu o să putem niciodată să le stabilim să fie în mod egal, congruente pentru ambii din cuplul respectiv. Deci e un răspuns. Este foarte multă muncă, este foarte mult compromis în lucruri pe care l-au făcut cei de acolo. Fericirea, eu cred că este autentică și fericită pentru lucrul acesta și este important și timpul pe care l-au avut pentru a face lucrurile respective. Vorbeați mai devreme de presiunea societății, de faptul că acum apare cariera, copiii. Se pare că, din punct de vedere statistic, tot în Statele Unite, făcut un studiu, spune că, pe medie, un cuplu vorbește cam 35 de minute pe săptămână. Și, de multe ori, acele conversații sunt ia pâine, vină cu sacoșa, n-ai pus benzină, superficiale. Vă dați seama care este timpul de conectare pe care îl avem noi acum, alergând de colo-colo, încercând să fim și în cuplu, încercând să fim și în carieră, încercând să fim și în relația cu copiii noștri. De aceea, eu cred că este important că și locul în care au trăit, au reușit să-și întemeieze cuplul, le-a facilitat lucrurile acestea. Ceea ce nu înseamnă că noi nu o putem face, numai că este nevoie de mai multă conștientizare și mai mult efort. Ce simte un copil care aude la orice vârstă povestea asta? Am rămas împreună pentru copil. Dar eu între noi lucrurile s-au stricat, dormim separat, dar am rămas împreună pentru copil. Aveți un copil din acel aici? Este. Eu. Ce simt? Aveți un copil din acela aici. Părinții mei au rămas împreună, spunând tot timpul, mama spunea tot timpul, am trei copii, pentru copii am rămas acolo. Au fost luați separați doi oameni absolut remarcabili, fiecare dintre ei. Și asta se întâmplă în foarte multe cupluri. Nu trebuie ca unul să fie nenorocit pentru ca un cuplu să nu funcționeze, iar oamenii au nevoie să înțeleagă asta. Doi oameni pot să fie absolut remarcabili și moral, și profesional, și cum mai vreți, dar să nu se potrivească împreună. Așa au fost părinții mei. Nu s-au potrivit împreună, iar iubirea aceea romantică, spuneați mai devreme, durează puțin. După aceea sunt alte elemente care decid și faptul că au stat împreună, nu numai că au stat împreună, că au spus ei, eu mă simt și foarte vinovată, m-am simțit că nu mai sunt niciunul dintre ei acum nu mai este, m-am simțit foarte vinovată după decesul mamei, pentru că la un moment dat, când ea a vrut să plece, eu le-am scris amândurora o scrisoare, eram adolescentă, absolut dramatică, cu amenințarea că îmi schimb numele, nu mai vreau să știu de niciunul dintre ei. S-au împăcat la primărie cu scrisoarea aceea în față. Când a murit mama, nu mi-am putut ierta greșeala aceea, pentru că nu știu care ar fi fost viața ei și a lor. Dar dacă ar fost separat. În același timp, credeți că sunt niște scuze pe care și le spun părinții pentru a nu rupe o relație care până la urmă funcționează? Da, am spus mai devreme. De multe ori, da. Lucrurile sunt mult mai complexe decât copiii. Iar întrebarea îmi pare absolut excepțională aceasta cu cum se simt copiii.
care aud asta. În momentul în care copiii cresc și copiii de astăzi, deja de la 6-7 ani, înțeleg foarte multe lucruri. Da. În momentul în care cresc, povara aceasta pe umerii lor e imensă și nu știu cum să o gestioneze. Sunt practic vinovați de nefericirea părinților? Da, cumva, cumva probabil că în subconștient lucrează și, și această informație. Pe de o parte își doresc ca părinților să rămână împreună categoric. Copiii își doresc securitatea aceea și sunt atașați emoțional de ambii părinți. Pe de altă parte, e povara aceea, e povară dublă. Pe de o parte, povara tensiunilor continue. Un copil care trăiește în fiecare zi în tensiune continuă, încercând nu poate să-i împace pe amândoi. Nu poate fi un copil fericit. Chiar dacă foarte mulți spun nu, dar nu ne aude el. Copiii sunt cel mai fin instrument de captare a informației din mediu, a informației emoționale din mediu, pe care îl putem cunoaște vreodată. Pot înțelege, domnule psiholog, copiii cearta dintre părinți? Pot înțelege că acolo are loc o dispută care se soluționează constructiv dacă o purtăm cum trebuie? Sau sunt afectați copiii de absolut orice ceartă care are loc în fața lor? Și mai ales una care pornește, poate, din cauza lor? Este importantă tema și motivul pentru care cei doi se ceartă și modalitatea în care duc acea ceartă. Este important ca cei mici să asiste la discuțiile pe care le avem noi, chiar dacă sunt mai aprinse, chiar dacă sunt în contradictoriu. Este foarte important însă să vadă cum se finalizează cearta respectivă. Dacă după cearta respectivă părinții se înstrăinează, copilul ce va învăța? Va învăța că atunci când mă voi certa la rândul meu, o să mă depărtez de celălalt. Dacă unul dintre părinți țipă sau lovește sau trântește ușa, va învăța că va face și el la fel, același lucru. Dar dacă va asista la certuri în care cei doi sunt de acord că nu sunt de acord și ajung la o concluzie pe un ton pașnic echilibrat, după ce poate au trecut prin ridicare de ton, prin agresivitate verbală, prin cuvinte poate spuse pe un ton tăios, dar ajung la o concluzie și copilul asistă la astfel de finalizări ale conversațiilor, a certurilor, copilul are de învățat și poate crește și se poate raporta la viitoare conflicte pe care le are într-un mod matur. Atunci ne aici certăm cum trebuie, nu? Adică este un mod de a avea o dispută și până la urmă să ajungem la un consens. Un compromis, poate, da. Ca să ajungem la mijloc. Sigur. Și să ne fie bine. Vă rog, doamna psiholog. Eu aș avea o nuanță de adăugat la ce a spus domnul psiholog. Înainte de finalul discuției, ceea ce contează mai mult e modul în care se desfășoară discuția. Exact. Acolo trebuie să ne concentrăm atenția, nu doar la final. Acolo e educația pe care o putem face copiilor, să învățăm cum se gestionează o situație în care nu suntem de acord, cum se gestionează fără agresivitate, fără violență. Aici e foarte important, pentru că dacă noi am ajuns la o rezolvare, dar pe traseu ne-am aruncat toate mizeriile unul altuia, am practicat unul sau altul sau amândoi, că de regulă așa se întâmplă, diverse forme de agresivitate, de la agresivitatea psihologică la agresivitatea verbală și fizică, atunci copilul acela nu va învăța ce are nevoie să învețe. Chiar dacă lucrurile se termină după aceea, pupat toți piața independentă. De aceea este important să alegem conflictele pe care le putem purta în fața copilului. Da. Sunt conflicte, discuții aprinse pe care este bine să nu le audă, este bine să nu le vadă, până când nu vor fi capabili să le înțeleagă. V-am întrebat, vă rog. Nu, voiam să întreb poate mai exact și practic, cum se poartă o astfel de discuție sănătoasă? Pentru că vorbim până la urmă de o comunicare sănătoasă, chiar dacă este o comunicare în care vorbim despre lucruri în contradictoriu. Precis, pentru că mă gândesc aici la varianta în care vorbim și aruncăm cu noroi, așa cum sugera și doamna sociolog, doar ca să
ne auzim vorbind, doar ca să ne spunem oful. Cum putem să controlăm furia asta și să o direcționăm într-o discuție productivă, chiar dacă nu suntem de acord unul cu celălalt? Dacă este vorba de furie, este foarte posibil să nu putem să o facem pe moment. Este foarte posibil să fie nevoie să ne luăm un timp de repaus în care să ieșim din discuția respectivă. În psihoterapie eu recomand să faci în situațiile în care poate apare agresivitatea verbală, în care furia este prezentă, contrarul decât ai avea tendința să faci. Adică dacă genul tău este să critici, să ridici tonul, să țipi, să te oprești un pic și să analizezi lucrurile pe care le faci, să-ți dai un time-out în care să poți regândi lucrurile pe care le-ai putea face, astfel încât să nu te duci în relația respectivă și în discuția respectivă cu agresivitate, care nu are cum să fie constructivă. Ca să vă răspund, ar trebui să fie o ascultare activă, să fie o prezență conștientă în cearta respectivă, în care poți să folosești oglindirea. Sună pretențios, sună terapeutic, dar nu este mare lucru. Să încerci să vezi dacă ce ți-a spus partenerul tău în discuția respectivă a ajuns la tine așa. Pentru că de foarte multe ori noi presupunem lucrurile pe care ni le spune sau credem că știm gândurile Facem un scenariu, da. Exact, avem scenariul și răspundem cu scenariul respectiv fără să mai avem răbdare ca cel din fața noastră să ne explice. Cred că în felul acesta ar putea fi constructivă. Dar ce facem în momentul în care ascultarea activă vine doar dintr-o singură parte? Este terapia de cuplu o soluție sau coachingul până la urmă? Studiile arată că e suficient ca unul dintre parteneri să aibă un autocontrol mai bun pentru ca în cuplu calitatea vieții să fie mai bună. E foarte important însă ca cel puțin unul să aibă un autocontrol mai bun și ca și în psihoterapie sunt sigură că aveți aceeași experiență și în coaching vin mai mult femei. Sunt și bărbați care vin primii, am avut și situații în care primul care a venit a fost un bărbat, dar cele mai multe care vin sunt femeile pentru că ele doresc să lucreze în direcția aceasta și lucrează foarte mult în direcția autocontrolului. Pe traseu, dacă partenerul chiar vrea să rămână în cuplul acela, începe și el să lucreze. Partenerul care nu ascultă activ. Partenerul care nu a ascultat activ, începe și el să vină să lucreze. Dau frecvent un exemplu, mi-l amintesc foarte bine, la vârful ierarhiei socioeconomice. La un moment dat, o tânără a venit la mine disperată, avea 2 copii, căsătorită cu o persoană cu mulți bani, cu 20 și de ani mai în vârstă. Cum se întâmplă adesea, când s-au căsătorit, a fost iubire mare, iar el a sperat că o poate crește. A crescut-o până la un punct, după care femeia se maturizează. Tânăra cu care te-ai căsătorit se maturizează și ea a început să nu mai fie persoana docilă care era inițial. El s-a supărat, i-a spus că va divorța, ea a venit absolut speriată, ce mă fac eu cu 2 copii și fără un loc de muncă foarte bun și stabil. A lucrat ea 2 luni, iar după aceea, e nostim ce o să povestesc acum, a venit el, repet, vârful ierarhiei socioeconomice, a venit și l-am întrebat, ok, ce v-a determinat să veniți la mine? Am venit să văd cine a reușit să o determine pe femeia asta să se schimbe în 2 luni, mai mult decât am reușit eu în nu știu câți ani. Și din momentul acela au început să lucreze împreună. Cred că este vorba de dorința comună, nu? Cel pentru puțin unul trebuie să aibă o dorință foarte puternică. Niciodată nu începe de ambele părți. Cel puțin unul trebuie să înceapă după aceea. Aș vrea să, poate să ascultăm și perspectiva domnului psiholog când vorbim despre psihologia, despre terapia de cuplu, pardon. De cele mai multe ori există polaritatea aceasta între și polarizarea aceasta în cuplu, în care unul este mai tumultuos, este mai, poate mai incisiv, vine către celălalt cu mai multă energie, vrea răspunsuri, vrea soluții, cere de la el. În terapia Imago, acest client, această persoană este numită furtuna de grindină.
Iar celălalt poate să fie evitant. De cele mai multe ori vrea să iasă din discuție, vrea să iasă din casă, vrea să plece o perioadă, vrea să-și ia pauză, astfel încât să rămână cu gândurile lui. Este numit broasca țestoasă acesta. Și de cele mai multe ori, când furtuna de grindină este foarte insistentă și vine cu partea aceasta de critică, broasca țestoasă va avea tendința să se retragă. Și aș menționa aici că cele patru semne pe care le-au descoperit psihologii în privința cei patru cavaleri ai apocalipsei, care prezic din primele trei minute cum începe o conversație, care căsătorie, care cuplu se va despărți în următorii 6 ani. Și sunt patru semne. Prima este critica. Cu cât ești mai critic, cu cât ești mai acid la a vedea defectele celălalt, lipsurile pe care le are celălalt, cu atât șansele sunt ca acel cuplu să nu reziste. Și de cele mai multe ori, critica este apanajul sexului feminin. Al doilea este blocarea comunicării și autovictimizarea. În momentul în care celălalt îmi spune ceva, eu spun că tu mă vezi vinovat și o să caut tot timpul să blochez conversațiile astfel încât să nu iasă nimic constructiv. Al treilea semn pe care îl menționez este disprețul și este predictorul cel mai mare care ne spune că acel cuplu va sucomba, cei doi se vor despărți și va aduce față de cel disprețuit și probleme medicale. Va avea o predictibilitate mai mare să se îmbolnăvească din punct de vedere medical. Iar cel de-al patrulea este împietrirea. În momentul în care nu mai vrem să mai vorbim, nu mai vrem să mai audem de la celălalt nimic, nu ne mai interesează, suntem plați din punct de vedere emoțional. Dar se pot oare identifica aceste semne, cum ați spus mai devreme, de la primele 3 minute, să spunem așa? Pentru că văd în jurul meu multe cupluri care nu funcționează, dar nu se lasă. Un expert poate să o facă, de aceea e bine să mergeți la... Nu o pot face eu, nu o poate... Da. Vă dau citatul și statistica făcut de un institut din Statele Unite ale Americii, în parte, Goldman, și ei pot prezice lucrul respectiv în situații de laborator în care pun să interacționeze și pot și monitoriza din punct de vedere EKG și al pulsului modalitatea în care cei doi interacționează și reacționează unul la celălalt. Însă sunt semne simple la care ne putem uita, nu ca să prezicem despărțirea neapărat, semne simple care ne spun că lucrurile nu sunt în regulă și că acolo există un pericol iminent. Atunci când unul îl întrerupe frecvent pe celălalt, atunci când o face cu dispreț, cum spunea domnul, atunci când modul în care întrerupe e agresiv, atunci când intervin evaluări de tipul spui prostii, ce știi tu, sunt tot felul de situații de tipul acesta, atunci e evident că lucrurile nu funcționează și că trebuie să fii foarte atent la ce se întâmplă acolo, să-ți iei măsuri. E un element care, asupra căruia eu aș insista, raportul de putere. S-a pronunțat aici la un moment dat. Raporturile de putere și competiția pentru putere în cuplu au devenit foarte frecvente în lumea în care trăim. Nu a fost o problemă foarte mare la cuplurile de tipul celui pe care l-am văzut mai devreme. Pentru că acolo raporturile de putere erau reglate foarte bine prin normele culturale. Haideți să tragem și concluziile referitoare la discuția de astăzi, referitoare la conflictele din familie. Domnule psiholog, până la urmă există un punct în care e prea mult? Cu siguranță este un punct în care e prea mult. Violența fizică, agresivitatea verbală este un mare nu, au un mare nu și este clar că e limita care nu poate fi depășită. Iar ce este disfuncțional pentru fiecare ca individ, ce nu funcționează în cuplul respectiv, poate să fie limita. Limitele oricum sunt, din punct de vedere al calității, subiective și fiecare știe care este și unde poate fi pusă, trasată limita respectivă. Este un demers pe care fiecare îl va descoperi pentru sine însuși și... E bine să trasăm limitele cam de la începutul relației, doamnă, nu-i așa? Aici ar fi foarte mult de discutat. Cândva, cu ani în urmă, mă gândeam să ofer un serviciu special asociat stării civile
în așa fel încât fiecare persoană, fiecare cuplu care își depune actele de căsătorie să vină întâi să discutăm niște lucruri și să bine vedem ar fi, da. Cum stau. Eu aș recomanda înființarea unor astfel de posturi și le-aș recomanda cuplurilor care vor să se căsătorească ca înainte de căsătorie să solicite consiliere, să solicite ajutor ca să construiască mai bine. Căsătoria este o construcție. Așa nu este. E ceva dat, dacă e o construcție continuă. Trei tehnici prin care cuplul are de câștigat și cei doi se pot reconecta. Cunoașteți partenerul, răspunde pozitiv ofertelor partenerului și admirați partenerul. Admirați partenerul, e lucrul cel mai important și arată-i că îl admiri în fiecare zi. Da. Mulțumim. Admirație, foarte mult. Nu apreciere. Cu asta în minte ar trebui să ajungem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături mulțumesc. De noi astăzi. Maria, mulțumesc și ție că ai fost foarte implicată în discuția asta. Eu și mulțumesc pentru invitație. Ca de obicei, ne revedem pe TVR1 la ora 18 cu o altă temă de interes care a ajuns într-un punct critic. Urmăriți-ne pe conturile de social media ale TVR1 pentru mai multe detalii. Acum rămâneți pe Televiziunea Română pentru că urmează Telejurnalul.